Obștea monahală de la Mănăstirea Nămăiești din Arhiepiscopia Argeșului și Mușelului s-a bucurat de prezența înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Calinic, care a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Cu acest prilej, chiriarhul eparhiei a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură, vorbind despre bucuria de a avea ca prieten desăvârșit pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care a înviat a treia zi din mormânt pentru noi și pentru a noastră mântuire. Totodată a pus la inima celor prezenți îndemnul de a se ruga permanent la Maica Domnului pentru ca să mijlocească pentru noi la Fiul Său. Vreau să zic că Iisus Hristos este prietenul, este însoțitorul nostru de fiecare zi, să nu uitați asta. Iisus Hristos este o realitate, nu este o apariție, o nălucire. Deci fiecare dintre noi avem însoțitor, îngerul păzitor, avem pe Sfântul la cărui nume îl purtăm, da, și avem încă oaspeți cerești, că dacă gândești frumos, dacă gândim frumos, după gândirea noastră primim de la Dumnezeu binecuvântarea. Noi oamenii care suntem și hălăduim și venim și ne ducem și ne strofocăm și așa mai departe, avem un prieten unic pe Iisus Hristos care spune ucenicilor și omenirii, voi sunteți prietenii mei. Așa a spus Iisus, așa este. Deci, noi românii suntem prietenii lui Iisus declarați de El. A, toată zidirea e prietenul cu Iisus, trebuie să fie prietenul cu Iisus și e necesar să fim prieteni cu Iisus. Iisus ne-a lăsat un testament. Dacă noi suntem prietenii lui Iisus, credem în Iisus Hristos, așa trebuie să ținem cont de ultima dorință a lui Iisus Hristos înainte de a părăsi pământul. Mănăstirea Nămăiești este renumită pentru icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni, atribuită de tradiție Sfântului Evanghelist Luca, înrămată în argint la 1798 de Enache Postelnicu. Din 2012, la mănăstirea săpată în piatră există și un muzeu dedicat costumului popular. Prin grija Maicii Ana Lucia Nedelea, stareța a mănăstirii Nămăiești, aici se găsesc peste 150 de costume populare românești din Mușcel, Argeș și Dâmbovița.